Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl vom cunoaște pe avocatul Banei Iojev. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Salut, bună, bine ați venit. Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cred că majoritatea clujenilor vă știu din presă, au apărut articole despre muzeul pe care l-ați înființat, dar cine e omul din spatele proiectului? Este un om oarecare. Provin dintr-o familie de oștezeni. Și oștezeni, ca să explicăm pentru cei care nu înțeleg. Pentru cei care nu știu, oștezeni sunt o comunitate destul de veche și interesantă. O comunitate din punct de vedere etnic maghiară, reformată, care s-a format de-a lungul timpului lângă zidurile Clujului medieval, având ca preocupări principale agricultura și creșterea animalelor. Putem spune că erau primii grădinari sau cei mai vechi grădinari ai Clujului? Ei, n-aș vrea să exagerăm. Probabil că și cei dinaintea oștezenilor au avut asemenea îndeletniciri. Dar cu privire la aceștia, la oștezeni, trebuie menționat faptul că numai că au rămas documente respectiv dovezi ale îndeletnicirilor lor, ci și materia umană s-a perpetuat cât de cât și astăzi găsim destule familii. Când v-ați născut dumneavoastră, familia dumneavoastră făcea parte dintr-o comunitate mare sau mai rămăseseră puțini oștezeni? Pe vremea aceea, deși socialismul, între ghilimele de rigoare, era în floare, comunitatea era însemnată, era puternică. Încă vedeai destul de des oștezeni în straie populară. Nu era rarisimă cum e astăzi. Era o comunitate unită, având mult mai multe posibilități de a se întâlni, de a se recunoaște în primul rând. Se recunoșteau după? După straie. Haine, după straie, sigur că după port, în primul rând. Era un caracteristic. Cum arată portul lor? Păi portul femeilor ați putut vedea și la muzeul casele, de fapt, nu este muzeu în sensul strict al cuvântului. Un așezământ quasi muzeal. Dacă căutăm originea acestor straie, acestea se trag preponderent, sau într-o bună parte, din portul popular din județul Sălaj, portul maghiar, respectiv din Podișul Transilvaniei. Tot așa, în cazul bărbaților, deși găsim accente săsești. Chiar un coleg de-al meu, de origine șvabă, a descoperit cu mare uimire cine sunt și ce am făcut și ce n-am făcut. Și a spus, măi, noi parcă am fi niște conaționali. Deci el, șvabul născut, deși poartă nume total românesc, fiind în domeniu, fiind cunoscând foarte bine straile și obiceiurile șvabilor, și-a dat seama că, practic, unele sau mai multe dintre obiectele de îmbrăcăminte, ale oștezenilor și ale șvabilor, sunt uridite. Este o întâmplare sau nu, adică, eu nu știu. Dați-ne un exemplu. De exemplu, în cazul bărbaților, vesta, respectiv sacoul, cum ar veni, negru acela, cu cămașa albă și cu două, cu închidere la gât, este, iarăși, spune el, o chestie tipică și pentru ei, la o dată cu cizmele și nădragii de fel. Și să nu uităm de faimoasa pălăria oștezenilor, da, care da. Avea o pană cu strungure sau spic. Bine, zilnic, respectiv, cu spicul sau cu strungure nu se purta oricând. Dar și mi-am amintesc foarte bine că și bunicul meu până aproape de decesul său, până când putea să umble, asta înseamnă în 2002, purtea o asemenea pălărie.
Dar eu nu-l văzusem decât vara, înainte de seceriș, cu asemenea, cu asemenea chestie pe pălărie. Cu struguri mai degrabă, la barul strugurilor se obișnuia și se obișnuiește și astăzi, dar e vorba de practic câteva zile. În mod frecvent nu se purtau asemenea accesorii la pălărie. Dar bărbații, și asta trebuie să subliniat, umblau cu capul acoperit. Numai copiii, băieți Andri, umblau cu capul descoperit. Iar femeile aveau fiecare baticuri. Că erau femei în vârstă, femei mai tinere sau fete, aveau capul acoperit. De ce? Asta era obiceiul, n-aș putea să vă dau o explicație. Dumneavoastră ați spus întrebări când ați crescut, de ce e comunitatea noastră într-un anumit fel, de ce femeile au tot timpul capul acoperit? Nu, nu. Deci era ceva natural. Ceva natural. În sensul că eu m-am născut în această comunitate, familia mea este una care provine din această comunitate. Cei care nu sunt sau nu erau oștezeni știau cine suntem, noi știam cine sunt ei, aveam conflicte cu cei de altă, cu alte îndeletniciri sau de altă etnie, referindu-mă în primul rând de conaționaliști români, deci nu erau probleme etnice. Și eu întotdeauna mi-am duc aminte de exemplu, apropo de lipsa acestor conflicte, că eu în copilărie, când aveam vreo 90 ani, unde jucam fotbal? La Universitatea Cluj-Napoca. Ca și un amator absolut. Deci pe vremea aceea se strângeau 200-300 de copii aproape zilnic la stadion și jucam fotbal. Și dintre noi erau aleși cei mai talentați de către diferiți antrenori și promovați. Ei, eu n-am fost așa de talentat ca să fiu promovat, dar a fost un experiment unicat în viața mea. Cât în sensul că vreau două vacanțe de vară, am mers acolo. Am traversat singur jumătate din oraș. Nimeni nu m-a înjurat nici de mamă, nici de etnie, deși, repet, nu eram un fotbalist și nu sunt un fotbalist născut. A fost un experiment foarte plăcut. Dar bine, erați îmbrăcat cu haine care, scoate eram, evidență proveniența? Nu, dar vorbeam mai bine ungurește, cum e și astăzi, decât românește. Deci se cunoștea de la pronunția mea că da, cam de unde vin. Da. Deci astăzi nu prea pot să o ascund, din păcate. De ce nu din fericire? Adică e originea dumneavoastră, e o mândrie. Sau... Bine, sunt situații și sunt oameni astăzi, din păcate, care se leg de niște chestii superficiale. Și atunci imediat vine cu gramatica limbii române. Dar sunt destul de rare, dar sunt, să știți. Și spuneați de copilărie, de acea amintire cu fotbalul. Până la urmă, în familie, cum era atmosfera? Care sunt amintirile dumneavoastră cu părinții? Aveam o copilărie fericită, în sensul că era una echilibrată. Toată lumea știa unde este locul lui și își vedea de treabă. Asta înseamnă că în viața de zi cu zi munceam, părinții munceau și noi munceam învățând. Câți frați sau surori? Mai am două surori și în afară de învățătura propriu-zisă, asta era obiceiul la noi, ce respect regula, aveam temele de casă propriu-zise, în sensul că trebuie să facem niște treburi în jurul casei, ocupându-ne de gospodăria propriu-zisă, de făcut una alta, când mai aveam animale, găini și purcei și ceva de genul, aveam fiecare sarcina pentru fiecare zi. Vă dădea mama o listă sau fiecare știa? Nu. Se spunea la început, erau niște chestii uzuale, zilnice, de exemplu, spălatul vaselor sau măturat sau șters sau așa ceva. Erau chestii zilnice. Când era ceva mai deosebit, atunci, desigur, era scris pe o listă, ca să nu uităm cum. Doar surorile făceau curățenie în casă și dumneavoastră. Deci, nu erați scutit slavă Domnului că n-am avut asemenea privilegii. Deși, fiind cel mai frumos flăcău al lui maică mea și al lui tata, fiind singurul băiat din familie. Cel mai mic? Cel mai mare. Atâta am avut și eu noroc în viață. Mai în glumă spun, da, desigur, aceasta, pentru că pe vremuri, întâiul născut și mai ales dacă era băiat, avea niște avantaje superbe față de ceilalți. Din păcate, aceste privilegii, aceste avantaje s-au pierdut pe drum. Așa că nici în comunitatea noastră nu mai beneficiază primul născut de un asemenea avantaj. Și nici dumneavoastră nu. Nici eu n-am beneficiat de asemenea avantaj.
slavă Domnului că părinții ne iubeau și ne iubesc la fel pe toți trei și așa ne-au crescut, în acest spirit. Ne-au crescut pe toți trei. Și dumneavoastră nu aveați obiecții când i-ați spus să faceți anumite munci casnice? Ba da, încercam să mă fofilez, dar nu, n-a ținut din păcate, n-a ținut nici fușăreala, în sensul că treburile eu trebuia făcute ca lumea. De exemplu, pot să o zic de spălatul vaselor. Nu era o plăcere. De ce? N-aveam apa curentă introdusă în casă, decât în curte. Nu trebuie să explic cum speli vasele într-un fel și cum în cealaltă situație. Era mai ales dacă erau niște mâncăruri mai usuroase, inclusiv spălatul vaselor era o sarcină mai dificilă. Dacă am fușerit, vasele au rămas cu urme pe ele și operația trebuie repetată. Deci n-am fost bătut, n-am fost sancționat la modul grosolan. Pur și simplu ne-au spus, poftiți copii, înapoi la treabă, se repetă. E un exercițiu bun și ar fi un exercițiu bun și pentru cei de astăzi să învețe cam cum trebuie dusă o sarcină de la un capăt la altul. Deci credeți că au fost părinții noastre au ales bine când v-au pus la muncă de mic? Da, pentru că am constatat cu alte ocazii că lipsa preocupării părinților și în acest sens de a-și obișnui copiii cu niște lucruri sau lucrări mărunte, cotidiene, banale, duce la niște încurcături care se pot evita. Respectiv, multe alte tâmpenii care ți se pot întâmpla. Deci e de preferat ca părintele să se ocupe efectiv de educația copilului său, educație care are un sens destul de larg și să nu lase totul pe seama școlii, că școala nu are un rol educativ în esență. Da? Să nu lasă aceste sarcini nici bonei, nici rudelor, nici bunicăi, nimănui. Părintele de aceea este părinte să-și educă copilul. Punct. Dar relația cu bunicii dumneavoastră cum era? Să știți că nu era o relație așa de caldă, așa de super prietenoasă cum e de astăzi. Adică să puteți merge să le mai cereți. Sigur, nu se punea. Deci adevărul e că părinții mei s-au căsătorit destul de vreme, erau tineri și noi am apărut în viața lor destul de timpuriu și implicit și ei tot așa, deci copiii nu se făceau la 40 de ani. La 40 de ani omul era bunic, de exemplu. Așa în comunitate sau fiind? Dar în general, societatea din Cluj, din Ardeal, cam așa era. Și la țară tot așa era și este și astăzi, din câte știu eu. Dar și la Cluj, așa era pe vremuri. Inclusiv intelectualii, muncitorii se căsătoreau mult mai repede. Astăzi s-au modificat lucrurile, nu intru în detalii, e bine sau nu, mă tem că nu, dar asta e altă problemă. O să vă întreb dumneavoastră ce vârstă v-ați căsătorit, dacă ați vrut să discutăm. Destul de târziu, desigur. Desigur, și eu m-am luat după noile orientări. Respectiv, astăzi, lista de priorități altfel arată decât a ratat acum 40-50 de ani și alte sunt și posibilitățile. Deci nu e o chestie de condamnare sau de genul, numai că e o simplă constatare. Și revenind la bunicii dumneavoastră, spuneați că s-au căsătorit de vreme părinții și n-ați fost apropiat cu bunicii. Da, pentru că ei erau activi. Deci bunicii, inclusiv străbunicii mei, erau oameni activi. Deci nu stăteau pur și simplu toată ziua și cu cafeaua și cu ziarul sau cu plimbări de sănătate. Efectiv, munceau cot la cot cu copilul sau chiar cu noi mai târziu. Și implicit, n-aveam așa de multe ocazii să stăm la povești și la chestii de astea. Nu, efectiv, era de lucru și cam asta însemna viața unui hoștezean de rând, munca de dimineața până seara și cam toată viața. Deci fiecare dintre ei, așa îmi aduc aminte și presupun că nu mă înșel, fiecare a muncit până când putea, efectiv. Efectiv. Când nu mai putea însemna că nu mai aveam unde trăit. Deci ambiționau să muncesc? Da, în sensul că era o activitate continuă, deci nu se simțeau bine. Asta nu înseamnă și n-au însemnat că n-au mers la un teatru, n-au mers la un bal, la o nuntă, n-au citit o carte sau un ziar. Desigur, nu mergeau
Întoi uveri la bibliotecă, sau nu se așezau la o taclală, da? Sau la, ziar, la cititul ziarului întoiul zilei. Nu, domnule, seara, duminică, era zi la odihnă, în rest se muncea de zori până la noapte. Da, deci numai așa se putea. Dar ce oră se dădea trezirea? Bine, familia noastră, când am fost eu copil, era deja o familie mixtă, să zic, din punct de vedere al preocupărilor, pentru că eram pur și simplu oștezeni. Deci nu se ocupa familia doar cu agricultura? Nu, părinții deja lucrau în industrie. Având în vedere faptul că în anul 49-50, cam când erau ei copii, sau chiar maica mea se născuse în 49, atunci au pornit colectivizarea, da? Deci ei, când au crescut și erau adolescenți, se pregăteau pentru marea viață, erau îndrumați deja de părinți către industrie. Să se lasă de agricultură, să facă numai ce-i musai, ce-i obligatoriu sau le place, dar să aibă o profesie și să nu fie expuși unor fapte, cum a fost gen colectivizarea, la care au fost când expuși foarte ei. Foarte mulți și au pierdut terenul. Păi, practic, asta înseamnă colectivizarea. Da, și au fost adevărate drame, sunt comunități în consecință. În fiecare comunitate, inclusiv cea oștezenească și în toate satele din România și din Europa de Est, care au fost supus procesului de sovietizare, pământurile pur și simplu pe care te-ai trudit sau ai moștenit în situații mai fericite, ți-au fost luate cu japca. Și tu ai fost silit să lucrezi colectiv pentru nimica sau, dacă ai avea o gură prea mare, nu puțini au fost omorâți, nu foarte mulți au fost deportați, foarte mulți au fost duși la muncă silnică, inclusiv mai târziu, chiar și în anii 60. Deci băieții de oștezeni din familii înstărite, așa zis și chiaburi, deci practic care erau oamenii cei mai harni, cei mai muncitori, poate și cei mai norocoși, da? Aveau o suprafață mai mare decât cea stabilită de către unor Partidul Comunist, n-au primit armă în mână, căreau de neîncredere și au stat cam 2-3 ani de zile la munci, practic. Deci oameni cu lopata și asta făceau toată ziua. Dar în grădina proprie, părinții cultivau totuși legume, da, pentru hrana familiei, deci, dar nu le vindeau. Destul de puțin. Deci venea cu o completare a veniturilor familiei. Deci aveam zarzavaturi, aveam roșii, aveam flori și practic pe care noi le făceam pentru noi, în familie, dar surplusul era vândut. Cine mergea să le vândă? Bunica. Bunica și eu. Și eu, când eram copil, luam câte o plasă, le puneam mama ceapa și roșii ce mai erau și mergeam la complexul cutare, le puneam jos și îi vândeam. Era un ban din care trăgeam și eu în comision legal, din punct de vedere al familiei, și familia avea un venit în plus. Și cu banii ce făceați? Le strângeam, sigur că da. Sigur că da. Aveați și vreun vis să vă cumpărați ceva mai deosebit? Păi totdeauna aveam câte un țel, câte un scop relativ apropiat. Mi-amintesc de unul singur. La o zi de naștere am primit un set de palete, respectiv de alte chestii pentru tenisul de masă. Dar era varianta cea mai ieftină și cea mai puțin potrivită. Și vedeam pe băieții mai mari, mai dotați, care jucau cu niște palete mult mai bune, dar care erau de 3-4 ori mai scumpe decât tot sculamentul meu. Și atunci am hotărât că o să cumpăr eu o paletă superbă. Și într-adevăr am reușit, mi-am zis că era undeva pe la 5-9 sau 60 de lei paleta aceea superbă. Ban cu ban am reușit să fac această... În vremea aceea erau mulți bani. Mult. Era un ban pentru mine însemnat mult. Da. Pentru mine a însemnat mult, dar dacă mi-aduc aminte, cam în anii respectivi, vorbim de anii 70, păi nu se câștiga mai mult de 2.000-2.500 de lei în medie. Deci era o sumă, totuși. Nu era o avere. Pentru mine era. Da. Și ați reușit să vă cumpărați. Da. Și slavă Domnului că și hobby-ul acesta a rămas în vigoare, în sensul că și astăzi mai practic tenisul de masă. Cu prieteni din copilărie? Cu prieteni, desigur. Mai țineți legătura și cu prieteni din copilărie? Da, sigur că da. Sunt cei mai buni, în sensul că chiar cu ei, în afară de tenisul de masă, mai jucăm tenis de picioare sau tenisul de câmp propriu zis. Da.
Păi la vârsta asta mai greu să se fac prietenii noi. Deci contează prietenii aduși din copilărie, din adolescență sau chiar din armată. Apropo, chiar acolo l-am cunoscut pe cineva, pe unul din preoții unde ați fost, la biserică cu două turnuri, vis-a-vis de regionale. Da, unde am filmat, pe Secre Iujef. Probabil că Secre Iujef nu l-ați cunoscut, că nu era acasă, dacă mi-aduc bine aminte. Ei, pe el l-am cunoscut într-o așa zisă cazarmă din localitatea... Dar unde ați făcut armata? Colanu. Colanu, care este lângă Târgoviște. În sud am făcut armata, în mai multe locuri, oriunde a avut patria nevoie de mine, acolo m-au trimis, deci în condiții destul de interesante. Ei, și așa zisă cazarmă era, de fapt, un grajd amenajat spre a fi acolo folosit ca și dormitor de către militari în termen. Ei, acolo l-am cunoscut pe acest Secre Iujef și cu care suntem prieteni la cataramă, cum ar veni, de atunci încoace și ținem legătura. Mai mult, îl și ascult din când în când. De exemplu, el a fost acela care undeva în anul 2010-11, dacă îmi aduc aminte, m-a întrebat ce ar fi să facem un muzeu pentru hoștezeni. Mă gândeam că dumneavoastră ați avut ideea. Ei, nu sunt eu așa de... În sensul că sunt așa de, dar legat de hoștezeni e o chestie interesantă pentru că eu n-am observat că comunitatea ar avea nevoie de un muzeu. M-am născut în această comunitate, am crescut în această comunitate, m-am făcut om. Dar era firesc și natural, firesc. Cum ați mai zis. Da, și zice dar acest Secre Iujef... Era poate o curiozitate să vadă cum crește comunitatea. Da, uite, nu prea se știe, nu prea se vede, nici eu nu știu cum îi și ce și... Bine, hai să facem. Deci, practic, ideea este a lui. A avut și biserica niște materiale folosite în acest scop, deci practic nu avea altă destinație. Și atunci ne-am apucat de treabă și am constatat cu stupoare că da, cam în penultimele momente am făcut acest quasi-muzeu. De ce? Foarte multe bunuri au dispărut. Deci bunurile, obiectele, practic, cotidiene cu care eu eram obișnuit, o masă unde acum 40 de ani am mâncat de copil, nu mai este de găsit într-o gospodărie oarecare. Dar bunurile părinților dumneavoastră au mai rămas? Mai aveți ceva de la ei? Da, sigur că da. Le-am transformat, le-am recondiționat, le-am folosit în alte scopuri, de exemplu. Obiectul preferat? Obiectul preferat... Păi, țin foarte mult la acel obiect. Noi îl denumim Costen. În asemenea, Costen este și la muzeu, acel un dulap, să zicem, dulap cam de un metru și ceva în înălțime, cu trei sertare și deasupra fel și fel de obiecte și în sertare, iarăși, fel și fel de veșminte și obiecte. Era și vreo cameră sau un loc unde se țineau doar lucrurile bune și numai duminica sau cum veneau musafiri, aveai voie să le iei? Da. Deci camera hoștezeanului, familie hoștezene, nu avea cinci camere. Avea maximum două camere. Dintre care era o cameră curată, cum e și astăzi la țară, de exemplu, în care se țineau bunurile cele mai valoroase sau mai puțin folosite. Și familia mai degrabă se înghesuia într-o singură cameră decât să... Exact, într-o singură cameră, acolo. Dacă avea, sau în bucătărie mare, sau dacă erau și mai mulți, în bucătăria propriu-zisă, sau dacă era vorba de mai mulți băieți, în poiată, adică grajd. Chiar și iarna. Iarna și vara. Păi, sigur că, de exemplu, bunicul meu patern, care a provenit dintr-o familie cu 10 copii, dintre care vreo cam jumătate erau, să zicem, nu mi-amintesc, nici nu am cunoscut pe toți, de fapt. Băieții de primăvară, inclusiv el, mergeau cu ciurda la fânațele Clujului și se întorceau toamna. Școala se făcea din toamnă până în primăvară, iar dormitul băieților era în grajd. Mai fetele și mama lor, până când trăia, au dormit în casa propriu-zisă, inclusiv tatăl lor. Și așa era o chestie, asta era o chestie, o regulă obișnuită. Unde era una, doi copii, era, desigur, regula alta, cum a fost crescută și bunica mea paternă, ultima din categoria
bunicilor, care aproape că a avut propria sa cameră. Da, asta e altă. Era ceva rar să ai propria cameră, sau nici nu exista. Rarisimă. Unde era un copil, era posibil. Dar camera de copil propriu nu se cunoștea această chestiune, camera copilului. Și nici nu le trecea prin minte tinerilor să aibă această pretenție, vreau să am camera mea. Nu, nu. De exemplu, suntem în această cameră, casa acum aparține mie, dar a fost construită de către străbunicii mei paterni. Ce era aici, în camera în care filmă? Camera era și atunci, deci așa a fost construită ca și, ca și camera de locuit, dar a fost singura sau prima încăpere din toată casa asta pe care au reușit să o construiască. Cu propriile lor două mâini. Nu cu moștenire, nu cu loto, nu cu alte povestiri. Deci a fost adăugată, celelalte erau... Restul a fost adăugat. De tot ce vedeți astăzi, că mai sunt vreo trei camere și pus bucătărie și nu știu ce anexe, a fost construit ulterior, treptat, dar asta a fost prima încăpere care a fost făcută și îmi povestea în ultima sa perioadă de viață bunica că în această cameră o iară sau două au stat trei familii. Într-o singură cameră. În această cameră, care nici nu e spațioasă. Plus copii. Câte un copil de fiecare. Mă gândesc că au avut trei paturi în care... Trei paturi subțiri s-au înghesuit. Erau vremuri grele. Deci vorbim de perioada 1929-31. Cam așa. Deci cea mai grea perioadă din viața omului de rând. Cam de pe toată planeta respectivă. Deci oamenii s-au înghesuit și au supraviețuit. Fiecare s-a făcut om de treabă și așa mai departe. Soba, văd că e foarte interesantă. Cam din ce ani e? Cam tot din perioada aceea. Deci este veche. Ați recondiționat-o? Da, a fost recondiționată. Odată a fost construită pe lemne, transformată pe gaze naturale și apoi refăcută pe lemne, pentru că astăzi avem încălzire centrală. Dar de câteva ori bune, în timpul iernii, mai punem foc cu lemne ca să simțim și noi atmosfera aceea interesantă. Dar atunci nu a fost o chestie de atmosferă. Focul se făcea... Ceva necesar. Păi, focul se făcea nu numai cu lemne de senzătare, cum noi în domnia noastră de astăzi facem, ci cu ce se putea, inclusiv cu pălegar de vită uscat, inclusiv, sau cu cocei, sau ce era. Spuneați că părinții v-au sfătuit să urmați, să mergeți să lucrați în fabrică, să intrați în industrie. Bunicii au fost sfătuiți de către, părinții mei au fost sfătuiți de către bunici, asta era. Pe mine m-au sfătuit mai mult. Pe mine m-au sfătuit să învăț carte. Și să nu lucrez ca ei. Deși în orânduirea socialistă, la clasa muncitoare era o clasă dominantă, cel puțin sub aspectul lozincilor, dar în fapt erau exploatați săracii. Și ei, iarăși, la rândul lor, au încercat să ne prevină de ceea ce se putea. Și văzându-mă cu mai mult cu cartea în mână decât cu alte obiecte... V-a plăcut cartea de când ați învățat să citiți? V-a plăcut să citiți? Da. Da, așa... A fost viața că am fost nevoit să citesc. În ce sens? După anumită perioadă de vreme, părinții mei, nu au mai lucrat în două ture, cum era până când noi eram mici, ci au mers în aceeași tură, în aceeași schimb, de dimineață sau după masă. Asta însemna că noi, respectiv eu și cu cele două surioare, am rămas singuri acasă. Ei, și eu trebuie, fiind mai mare, eu răspundeam de ele, eu aveam toate drepturile și obligațiile unui quasi părinte. Asta însemna că nu puteam să plec de acasă. Toată strada era plină de copii, de băieți, se jucau, se nu știu ce. Eu nu puteam să ies din ogradă. Păi, n-ați fi putut să mergeți la joacă cu ele? Ce diferență de vârstă era între dumneavoastră și surori? 4-5 ani. Bine, acum nu mai contează, dar atunci era o diferență destul de însemnată. Și, desigur, părinții erau îngrijorați să nu facă vreo poză, cum am făcut de câteva ori. În fine, am scăpat cu bine toți trei din acele pozne. Adică ți-a v-a dat la joacă și... Nu chiar. Cele mai mari prostii pe care am făcut a fost două, de fapt. Și anume cu un băiat din vecini, care tot așa stătea mai mult acasă din anumite motive, probabil că era mai mult pedepsit, am făcut foc. Deci ne-am construit așa noi o căsuță de a copiilor și asta ne mai lipsea
am construit o sobă și astea punem și focul. Slavă Domnului că n-a fost un incendiu propriu zis, dar foc am reușit să facem. Și desigur și pedeapsa cuvenită o ajuns la destinație. Adică nu v-a mai lăsat să ieșiți din casă? Nu, au fost reguli mai stricte de impuse și mult mai atente, ne-a atras, mult mai sever ne-a atras atenția tatăl meu că așa ceva nu se mai poate întâmpla altfel, cine știe. Și a doua poznă, că tot ați menționat. A doua poznă era că ne-am certat. Noi trei ne-am certat ca, dacă putem spune țiganii, așa e vorba din popor, și am spart sticla de la ușă. Și sticla respectivă era să ne taie pe cel puțin pe doi dintre noi. E, sticla ca sticlă, dar asemenea posibilitate, vă dați seama ce consecințe a avut în mintea părinților noștri. Oricum am primit-o, atunci am fost bătuți destul de bine de tatăl nostru. Și de atunci am învățat să nu ne mai certăm între noi, că efectul imediat asta va fi. Și spuneați că stând acasă v-ați preocupat de carte, vă plictiseați și atunci ați început să citiți. Da, 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 pentru că prea multe de povestit, de făcut cu dosuri, iar băiat fiind nu prea aveam, deci ele cu păpușele lor, cu nu știu ce, alte înrătniciri, ne-a apucat de citit. Deși tatăl meu nu era și nu este nici astăzi un mare intelectual, fiind de profesie turnător-formator, în afară de cărțile lui de specialitate, avea și din acelea, slavă Domnului, a fost destul de conștient ca să ia și alte cărți. A luat și ceva de drept? Nu. Nici nu se pune această problemă. Dar a luat beletristică, romane, poezii, de genul, mai multe. Autori maghiari, autori străini, limba maghiară, desigur. Și m-a apucat de citit. Deci. Și erau multe cărți pe care nu prea le înțelegeam, neavând format ce trebuia să fie format deja, dar am citit. Și uite, am reușit să fac o selecție în timp, că ce merită, ce nu trebuie citit sau nu merită citit. Sunt curioasă dacă părinții au acceptat să renunțați la unele obiceiuri ale comunității sau chiar la costumul popular. Până la ce vârstă l-ați purtat? Eu nu l-am purtat niciodată. Niciodată nu l-am purtat. Nici măcar la sărbători, la bal. Chiar părinții mei, numai de tineri, au îmbrăcat această straie populară. După aceea, niciodată nu l-am mai îmbrăcat. Și nici nu ați avut, ca să doar așa de... Nu, nici măcar de curiozitate. Și n-am avut nicio straie. Păi am încercat să iau cizma, de exemplu. Arată foarte bine. Dar e groaznic să umbli în cizmă. Eu n-aș umbla... Așa, arată foarte bine, ținut acolo în colț sau în cui, nu știu cum, dar eu prefer varianta asta. Slavă Domnului că a imitat cineva pantoful, că cizma e ceva, mai ales vara sau chiar și iarna. Deci, eu l-admiram, de exemplu, pe bunicul meu, Paten, care și umbla tot în cizme. Și au mai fost avocați în această comunitate sau ați fost printre primii? Cum ați ajuns dumneavoastră să practicați dreptul? Nu au fost prea mulți intelectuali în general în cadrul acestei comunități. De ce? Pentru că nu asta era preocuparea lor de bază. Da, preocuparea de bază era agricultura. Dar au mai fost alți intelectuali. Pot pomeni despre un profesor, respectiv director de liceu Tarcani, sau de către un istoric Giulăi. Da? Având în vedere condițiile sociale de vremea respectivă, anii 80, vreau să spun, eu am fost îndrumat de către părinți să învăț și să am o altă îndeletnicire decât manuală. Deci să fiu ceva, un profesor, un orice. În avocatură, de avocatură m-am apucat, de ideea de a fi avocat, precizez, doar în anul 89, după ce am făcut armata și m-am liberat. Ei, cam pe atunci mi-am dat seama cât valorează un om care n-are pe nimeni în spate, ci nici carte nu știe. Nu se poate apăra. Nici cu propriile forțe fizice sau mentale. Da. Da? Și atunci am luat această hotărâre, ia să mă apuc eu de ceva cu care să mă pot apăra. Pentru că, practic, altfel, oricine vine, ori te bate, ori șterge picioare de tine. Și mi-a venit această idee că avocatura, că asta ar fi, să apăr și pe ai mei și pe mine însumi. Pentru că
De aparat aveai pe cine și pe ce să aperi. De ce? De exemplu, în anii 80, când eram deja adolescent și mai conștient, am constatat cu supoare că ceea ce au făcut părinții mei sau alții, mulți alții, o casă familială propriu zise cu o cameră și dependință, era în pericol de a fi expropiat. Bun, se expropiază omul. Este o chestie. Dar să ții pe oameni și mai mulți oameni în acest stres, ani de zile, da? Cu vorba că, domnule, te expropiem primăvara și primăvara că te expropiem... Să tot amâni și să nu știi ce se întâmplă. E o bătaie de joc. Da. Da? Și multe alte chestiuni. Multe alte chestiuni erau chiar la care erau expuși cei din familia mea. Pentru că sunt Doar om. Pentru că erau din comunitatea de oștezenți? Pur și simplu, pentru că erau niște oameni simpli și nu aveam pe niciun secretar de partid sau niciun ofițer de poliție, de miliție în spatele lor. Îi vedeam mai tăcuți, mai nu știu cum, mai în straie populară, pe bunice, de exemplu, da. Și imediat îi repezeau că ce face, ce nici nu... Deci niște mitocănii, desigur, dar care erau supărătoare. Și nu aveai altă soluție la vremea respectivă. De fapt, nici astăzi nu prea ai sau nici asta nu mai contează câteodată. Și ce înseamnă acum dreptul pentru dumneavoastră? Un ars equi et bonum, ca să traduc așa liber din partea romanilor. Face parte din viața mea și mă preocupă zi de zi. Deci o mare parte din viața mea este ocupată de drept. De drept, mai în special de avocatură. Mai ales de când m-am remutat de la biroul avut în jurul tribunalului, m-am mutat acasă cu biroul. De ce? Pentru că practic nu pot să închid așa de ușor ușa între birou și casa propriu-zisă. Când sunt obosit, mai ies afară sau când îmi vine o idee, mai intru în birou. Și de aceea avocatura pare mai grea din acest punct de vedere. Ați avut și cazuri din comunitate? Sigur, multe. Multe, multe, dar m-am specializat în timp datorită nu știu ce, respectiv nu știu ce, datorită faptului că mă trag de această comunitate, m-am preocupat mai mult de imobile și mai ales de terenuri. Deci foarte multe probleme erau și sunt legate de terenuri, da? De retrocedări, de condițiile concrete în care au fost făcute aceste retrocedări și multe alte neajunsuri și ilegalități care s-au comis de-a lungul timpului. Am și o curiozitate. Din ce am auzit, comunitățile de hoștezeni erau două. Era o comunitate mai înstărită și o comunitate mai săracă. Și atunci nu se făceau alianțe, căsătorii între cele două. Ați întâlnit vreo situație de genul sau să aveți dumneavoastră personal să vă fi îndrăgostit de o persoană din altă categorie socială, să spunem așa, sau chiar care să nu fie din comunitate? Din partea mea, din partea mea și respectiv pe vremea mea, când era momentul, nu am avut asemenea chestii, că nu se mai practica, să zic așa, această obicei. Dar în timpul tinereții părinților mei, da, încă se impuneau și se respectau aceste reguli. Cele două mari categorii erau, odată, comunitatea sau cei de pe strada, pe calea Dorobanților de astăzi și strada Bulevardul 21 decembrie și 9 de astăzi, inclusiv piața Mărăștiul de astăzi și strada Fabricii de Zahăr, ei formau spuma oștezenilor, erau mai înstăriți, mai culți, mai educați și mai altfel. Ei erau superior sau se credeau superior tuturor celorlalți oștezeni. Inclusiv că erau din zona străzii Ciocărliei, așa zisă zona Lupșei sau cartierul Bulgaria, ne mai vorbim de Hidelve, adică de zona de dincolo, de podul de pe Someș, zona Gării, Dâmbul Rotund, era capătul lumii. Deci erau desconsiderați destul de pregnant. Forma cea mai violentă, să zic așa, era când în sediul Asociației Oștezenilor de pe strada Dorobanților și 21 decembrie de astăzi, o rămășiță sediul se află și astăzi pe picioare, este un bloc foarte frumos făcut în locul acesteia, se făcea un bal.
cei din Dâmbu Rotund și zonele astea mai sărace, da, aveau dreptul să fie la bal numai la ora, până la ora 11. La ora 11 se striga toți cei care nu fac parte din comunitatea acestor două, trei străzi să iasă afară. Și ieșau? Păi da. Nu protestau sau... Păi, să se mai ascundă printre... Cum se simțea omul, mai ales dacă s-a dus cu o fată la un bal, să fie luat de braț de niște șmeche de pe strada Durobanților, om vedut sau cum se ducea atunci, și să fie invitați acasă, da? Dar, de exemplu, în cazul lui taică-miu, taică-miu care tot pe această stradă s-a născut și a copilărit, ea făcea curte lui maică-mea, care era de pe strada Ciocârliei. Sunt câteva străzi, Ciocârliei, Scorțalilor, Lalelelor și așa mai departe, în zona Mărăștiului de astăzi, care e care era considerată o zonă, nu zic rău famată, dar așa mai interesantă. Mai ales și din cauza hoștezenilor mai puțin socializați, să zic așa, dar și în altă categorie mai dubioasă. E, și taică-miu se ducea să facă curte lui maică-mea pe vremea respectivă acolo și de mai multe ori a fost fugărit și cât de cât bătut, pentru că el, nefiind din zonă, se considera că nu are un asemenea drept la o fată din zona străzii Ciocârliei. Dar a insistat până... A insistat, slavă Domnului, spre norocul lui și al nostru, și a rămas în picioare relația, dar astfel încât după trei ani de făcut curte, s-au logodit și s-au căsătorit. Dar dumneavoastră, cum v-ați cunoscut soția? Eu la școală. La școală am cunoscut-o. Tot din comunitate e? Nu, ea nu este oștezeancă. Și n-au fost din partea familiei anumite rețineri? N-au fost pentru că eu nu am insistat, în sensul că n-am fost un tip, nici astăzi nu sunt de fapt un tip prea sociabil. În sensul că nu foarte rar mă duceam, sau relativ rar mă duceam la chefuri, și mai rar mă duceam la baluri, și mai rar la birturi, și așa mai departe. Da. Deci nu eram un tip, din acest punct de vedere, tradiționalist. Cel puțin formal. Implicit pe mine nu mă interesa nici atunci, părerea nici astăzi, de unde provine ființa sau fata respectivă, dar să rămânem la subiect, da? Da. Deci am văzut-o pe ea, am îndrăgit-o, am iubit-o, o iubesc și asta, desigur. N-a însemnat nimic de unde provine. Poate că cu aceeași noroc putea să fie și o româncă, dar nu a fost să fie. Și întorcându-ne și la drept, ne puteți spune care e articolul preferat din Constituție și de ce? Egalitatea tuturor ora în fața legii. Asta este o regulă foarte importantă și este cheia democrației și statului drept. Ați avut vreun caz pe care ați fost nevoit să-l refuzați sau în care a fost cel mai provocator? Am avut un caz penal. Destul de multă vreme practicam și penalul. Este una mult mai palpabilă și așa mai departe, nu vreau să intru în detalii. Și am avut un caz foarte, foarte greu, practic era o tâlhărie cu consecințe deosebit de grave. E, și atunci m-am desocătit total cu penalul, deci nici nu mai citesc codul penal, nici n-am luat exemplare noi ale codului penal. Este o temă pe care atunci am simțit că nu o pot face ca lumea. V-a marcat tare cazul? Da, și... da, deci a fost de asemenea gravitate, că am zis că nu pot să fiu avocatul lui. Deci, practic, dacă simți că nu poți fi într-un procent de 100% alături de clientul tău, nu zic sufletește și să fii prieten și nu știu ce, dar să fii sigur că îi poți susține cauza, indiferent de cine este, ce este și ce a făcut, atunci trebuie pus jos pixul și făcut altă treabă. Și atunci m-am hotărât și eu că nu mai fac penalul, că nu pot să suport o asemenea povară asupra crezului meu, asupra psihicului meu. În rest, încerc să-i ajut pe oameni. Desigur, din păcate nu pot să ajut pe toată lumea, nu pot să câștig toate cauzele, nici măcar nu pot să promit acest lucru.
Dar în cauze pe care îi angajez, pe care le angajez, încerc să fac tot ce depinde de mine, să fac cât mai bine. Desigur, din păcate nu reușesc întotdeauna acest lucru. Nu numai din culpa mea, dar asta e. Dacă mă lupt. Ar fi să schimbați dumneavoastră o lege pe care ați schimba-o? Problema nu e cu legile. Problema e legată de metoda, de modelul de aplicare a legilor. Aici e mare problemă. Din păcate, noi, respectiv România, este deficitară sub acest aspect. De multe ori, deci în mod paradoxal, apar legi fără norme metodologice. Deci e ceva cutremurător. Deci se aplică legea verbal sau formal, dar în fond n-ai ce aplica. Da? Sunt multe legi care nu au sancțiune. Cum ar fi? Ne dați un exemplu? Până nu de mult, asta mi-am uitat minte, referitor la combaterea violenței de familie. Da? Undeva în 2002 sau 2003 a apărut o lege cu acest specific, cu această titulatură. Până atunci, ceea ce se întâmpla în sânul familiei, mai pe românește, femeia era bătută de soț, da? Era o chestie domestică. Deci ca și cum ți-ai fi bătut cățelul, da? Nimeni nu se amesteca. Eventual era un motiv destul de serios de divorț, da? În 2002 sau 2003 a apărut această lege privind această chestiune și abia acum s-au impus niște sancțiuni concrete, niște sarcini concrete pentru anume persoane, neîndeplinirea cărora atrage niște sancțiuni. Deci au trecut cam 15 ani sau 14 ani când a fost o lege în ființă, dar care s-a adoptat mai de formă, de dragul aderării noastre la Uniunea Europeană. Dar efectiv, pentru viața omului de zi de zi, omului obișnuit, cum se spune, da? N-avea nicio influență. Ori o asemenea lege n-are nicio relevanță, n-are nicio greutate. E păcat de hârtie. Am înțeles. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Cu drag oricând. Mulțumesc, să rămână. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.